domnilor, sunt convins că toată lumea vrea să știe cum va fi anul 2020. Pot să vă spun și eu, uitându-mă puțin prin reflectoare, nu prin stele, că o să fie un an îmbelșugat, la buzunare groase și cu multă sănătate și cu audiență maximă la România TV, bineînțeles. Pentru ca de fiecare dată și ca sunteți... fiecare an, Marius, pentru că de la an la an am crescut. De fiecare dată. Ca făt frumos, fata mea. Dar mai așa bine eu zic frumos. Să chemăm pe cineva specializat în ale hoghicitului și să o invităm în scenă pe horoscopista Clepsidra. Clepsidra. Hai să vă pup, să vă dea Dumnezeu sănătate. Happy New Year. În traducere românească, te trăim tu mare și ave, adică să vă trăiască copiii și ce aveți pe acasă. O să fie un an. Un an o să aibă 12 luni și o să aibă o vară, o primăvară, o iarnă și o toamnă, în ordine alfabetică. 2020! Putea să-i spune simplu 40, ca să nu mai împărțim. 2020! Pentru toți românii, atenție, o să se mărească pensiile. Nu o să fie români fără 4.500 de euro pensie. Iar vârsta de pensionare la femei va fi 147 de ani și la bărbați 156 de ani. Atenție, mi-a scris doamna Curulina, asta doamna Carolina din București, și mă întreabă, dânsa care e decupată în palavramentul României și care are o pensie destul de mare că a fost profesoară, mă întreabă așa, dacă dânsa este vegană și soțul care doarme cu el în pat e carne, cum să împacă dumneai în 2020? Doamne, lasă soțul, divorțește de el și ia-ți un castravete. Îl dai prin răzătoare, îl mănânci la cuptor, îl mănânci cu coajă, cum vrea dumneata, dar lasă. Mi-a mai scris doamna Sulita, care este și dumna ei, este consilieră la minister, la Ministerul de Transporte. Mi-a spus doamna Sulita, are 54 de ani dânsa, 54 de ani soțul. Și auzi că soțul i-a lăsat un belet cancelat-o cu o fată de 18 ani. Răzbune-te și dumneata! Dar să nu spargi din casă, că la 60 de ani nu mai ai timp să le faci la loc. Răzbune-te! Și s-a răzbunat și a găsit și dânsa un antrenor de fitness, ridicat ca la haltere la ea, tot 18 ani. Și zic să-i lași bine lui soțul ta, care i-a plăcut fizica și e profesor universitar de chimie. Să-i lași așa, că trebuie să știe că 18 în 54 intră de mai multe ori decât intră 54 în 18. Asta este situația. Deci ne adresăm acum unui număr mare de români care vrea să fie bine, care să nu mai ține cură de slăbire, pentru că situația în România este irefutabilă. Atenție, notați-vă, nu știu ce înseamnă, dar îmi place cum sună. Vreau să vă spun că eu, Clepsidra, care ghicesc în stele, în cafea, în boabe, măduvă de cocean, în dormitor, în sufragerie, în apendicită, în otita de la urechi. Am văzut multe și văd multe, ieși și mă uit ca proasta la stele. Și le văd cum se aliniază și ce fac ele cu noi acolo. Atenție, bărbații care sunteți trecuți de 55 de ani și lingeți televizorul când vedeți o fată de 18-19 ani. Să nu plecați de casă, sau dacă plecați, doamnele soții, să le lăsați și plasele cu pastile, să le ia cu ei, da? Și acum vreau să fac și o dedicație pentru toată România, pentru toată lumea. Vom cânta un fel de muzică cultă, se numește Nu te las, nu te las, cu pian, de la Bach am pornit. Bach, salam, cârnați, Parizi, maestri, banda! Aseară că bărbatul meu mă-nșală și l-am urmărit. Era de mână cu una, avea doi metri nebuna și el fericit. Ea zicea că e greță, slabă, înaltă și brunetă, 20 de ani. El catas-o lângă ea, iar fetița îl iubea numai pentru bani. Nu te las, nu te las, nu te las să mai faci niciun pas, niciun pas. Nu te las, nu te las de-ai crăpa.
să-ți faci viața cu alta. Nu te las, nu te las, nu te las să mai faci niciun pas, niciun pas. Nu te las, nu te las de-i crăpa să-ți faci viața cu alta. Soțul meu drăguț, dar când ești cu tinerica nu te mai doare nimica, ești ca nou-nouț. Spune-i fetica să știe că ai plasa cu pastile pentru inimioare, să-ți vorbească frumușel și să te ia ușurel ca șprițul de vară. Nu te las, nu te las, nu te las să mai faci niciun pas, niciun pas. Nu te las, nu te las de-i crăpa să-ți faci viața cu alta. Nu te las, nu te las, nu te las să mai faci niciun pas, niciun pas. Nu te las, nu te las de-i crăpa să-ți faci viața cu alta. Și i-am spus să știi, mămică, el e însurat. E mai mare soțul meu cu 2 ani ca tatăl tău, i-am spus răspicat. Doamne, să știți că-l iubesc până când îi cheltuiesc ultimul bănuț. Iubește-l și mult și bine, portofelul e la mine, ia-ți un alt drăguț. Nu te las, nu te las, nu te las să mai faci niciun pas, niciun pas. Nu te las, nu te las de-i crăpa să-ți faci viața cu alta. Nu te las, nu te las, nu te las să mai faci niciun pas, niciun pas. Nu te las, nu te las de-i crăpa să-ți faci viața cu alta.